Derapaj Marca TVR, pagina de Facebook a unei emisiuni de știri externe difuzate de postul public de televiziune, își jignește comentatorii și postează printre analize despre politica mondială, gânduri personale despre ploaie, poze cu Van Damme și poze cu rechini. Este vorba despre emisiunea Lumea Azi, realizată de jurnalista Ioana Dumitrescu, una dintre jurnalistele TVR cu state vechi în redacția din Calea Dorobanților. Totul a început după ce jurnalistul ancien Mircea Barbu a distribuit marți pe pagina personală de Facebook o postare a paginii oficiale a emisiunii Lumea Azi, cu un comentariu critic la felul extrem de personal și neprofesionist în care pagina comunică cu publicul plătitor de taxe. Răspunsul dat jurnalistului clujean de pe contul oficial al paginii nu a întârziat să apară și a fost pe măsura atitudinii pentru care conducerea postului public a fost criticată în ultimii ani. Mai exact, Ioana Dumitrescu, realizatoarea emisiunii, cea care cel mai probabil administrează acest cont de socializare, cu sigla și toate caracteristicile unei pagini oficiale a TVR, i-a transmis jurnalistului într-un mesaj agramat și acid, s-o ține tot înainte și probabil va rămâne tot așa la presa de cartier. Jignirile și ironiile nu s-au oprit aici, realizatoarea lansându-se în comentarii din ce în ce mai acide, evident cu multe greșeli de redactare și o exprimare îndoielnică. Contactat de NCN pentru o poziție referitoare la acest incident, clujeanul Sebe și Karen, membru în Consiliul de Administrație al TVR, s-a declarat neplăcut surprins de cele semnalate, dar a spus că nu poate face nimic în acest sens pentru că ține de politica editorială a emisiunii. Da, este o problemă. Este o problemă. Până nu văd nici eu și m-am mai consult și cu colegii, vă spun din capul locului o singură chestiune, fără să fi văzut măcar două frame-uri din emisiune. Oricare membru al Consiliului de Administrație, pe oricare îl sunați din colegii mei, nu au dreptul la ingerință în politică editorială. Dar nu despre asta este vorba. Da, nu mai vă spun ca să știți. Deciziile lor schimbă istoria. Cine face jocurile? Ce se ascunde în spatele evenimentelor mondiale? Emisiunea Lumea Azi este difuzată de TVR de la ora 18 și este prezentată pe site-ul televiziunii publice ca o emisiune de analiză a politicii mondiale. Însă pe pagina de Facebook a emisiunii sunt distribuite păreri personale ale jurnalistei cu privire la vreme, poze cu Van Damme și poze cu rechini. Practic aici nici măcar nu este vorba despre conținutul editorial al emisiunii. Este mai mult vorba despre felul în care televiziunea publică sau echipa de comunicare, mai bine zis, de la televiziunea publică gestionează aceste conturi de socializare, felul în care se transmit mesajele care nu sunt deloc profesionale, modul în care emisiunea a ales să interacționeze pe rețeaua de socializare cu un utilizator până la urmă și mai mult un coleg jurnalist, este absolut deplorabil. NCN a sesizat și departamentul de comunicare al TVR cu privire la felul în care o emisiune a televiziunii publice este promovată pe rețelele de socializare. Aceștia au transmis că vor analiza situația și vor reveni cu un răspuns în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.